Ruby și Robert. Da. 3, 2, 1, succes, start! Mulțu! Baftă, baftă! Am plecat spumuită eu. Eu nu mai aveam chef de nimic. Nu mai aveam. Și mi-a luat și mie chef. Da, mă, haide, nu mai faci. Lasă-mă că le vând eu. No, dar mergi cu mine. Nu reușești să vinzi niciun. Nu poți să te superi pe mine pe chestii de-astea, mă, Claudia. Bă, dar nu poți să-mi stai mie așa. Ție, dar e stăpânul meu. Eu nu cunosc pietre, bă, sunt stăpân, e stăpânul meu. Cum adică stau ție? Zicea într-una că pietrele mele sunt cele mai urâte. Cred că puteai să găsești pietrele alea și pe stradă. Dar de ce te-ai dus, cele mai frumoase? Mie îmi plac mult, dar nu pentru oameni. Păi nici eu nu știu ce trebuie pentru oameni. Chiar nu ne certasem deloc. Eu nu m-am certat. Nu, el nu s-a certat. Eu el mi-a stricat mie cheful și mi-a spus că am luat niște pietre urâte, pietre urâte, nu știu nimic, nu știu nimic. Da, problema e să le vindem. Problema crezi care că e că nu mi-ai făcut nicio piatră cadou, că dacă îmi făceai asta este problema. Stai cu minte. Mi-a făcut odată cadou, odată, o piatră, fix piatră de asta, de pe jos, adică... Nu poți să ai un pic de imaginație că n-arată așa. Nu poți să am. Eu mă pricep la pietre de dat în cap și așa îmi venea să fac, pentru că nu-i mai tăceam gura într-una, era nemulțumit și am zis... Mă doare, vreau ca tot prânz cu prânz. Okay. Și dacă tu nu înțelegi că eu îmi doresc atât de mult cartofi prânz cu prânz, că pot mă duc acasă liniștită... Ok. Problema ta? Da. Atâta optică că am luat cele mai proaste pietre, dar nu te poți ia de altă echipă și te scurcă. Nu mă duc nicăieri, mă doare de pietre. Mai bine ne dădea direct, luați pietrele astea și gata. Că uite, ne-a pus să alegem, ne-am luat la ceartă. Dar i-am zis, dăm pietrele că oricum nu o să vinzi tu nicio piatră. Dă-mi mie că mă descurc eu.